Ziua a doua, România autentică, un festival aici în Hobița, Peștișani, Gorj, România, despre tradiție, despre tot ceea ce înseamnă românism. Cosmin, prima zi a fost o zi în care m-am simțit extraordinar pentru oameni ăștia. Îți spuneam și atunci în interviu, în primul interviu, că am văzut 70-80% din oameni chiar îmbrăcați în costumul tradițional, în ie, un simbol românesc. Păi, așa cum vă spuneam, acesta este țelul acestui festival de readucere autenticului românesc în actualitatea noastră de acum. De ce pornesc de aici? Pentru că ce ai în zonă, tu trebuie să scoți în evidență foarte bine. Ești într-o zonă în care tradiția românească, român cu un nume extraordinar, Brâncuș, numai pe el, nu mai spun și de alții, fac cinste României. Și în momentul de față reprezintă foarte mult, te obligă într-un fel să poți să-i păstrezi, să poți să-i aduci în prim plan. Și lucrurile astea, probabil în afară de acest festival al România Autentică, tu ai și alte evenimente, tu ai lucruri pe care le faci lună de lună, an de an aici în Peștișani, în Gorj. Da, Festivalul România Autentică a fost primul eveniment pe care l-am organizat încă dinainte de a fi primar. Și am vrut să-l organizez și să-l organizez aici la Hobița, întrucât Hobița lui Brâncuș intrase într-un con de umbră. Și atunci am vrut să o scot din acest con, să o scot la lumină, să o promovăm, inclusiv prin aducerea zeci de mii de turiști, de persoane care iubesc tradiționalul, iubesc portul popular românesc și iubesc muzica folclorică, muzica autohtonă cu care ne bucurăm de fiecare dată la fiecare sărbătoare, de fiecare dată când avem ceva de sărbătorit, ascultăm această muzică. Aveți și să arătați, sunt tradiții, sunt locuri. Știi, mă, tu mai vorbeam mai devreme, uite, noi am venit în zonă și ne-am cazat. Am găsit cu greu cazare și spuneau cei unde ne-am cazat că în ultimele luni, datorită evenimentelor pe care le-ați organizat aici în zonă, au fost foarte mulți turiști și sezonul a început cumva mult mai devreme. Și sunt foarte mulți turiști care se cazează, vizitează, mănâncă, se duc la locuri tradiționale, vizitează Casa lui Brâncuș, vizitează locuri superbe pe care le aveți aici în zonă, se duc către Tismana, se duc către Târgu Jiu, se duc pe căile Socodolului, se duc. Până la urmă e o chestie pentru toată comunitatea, nu numai pentru peștișani în zonă. Este important să ai un eveniment, cel puțin, nu știu, o lună, două, să ai tot timpul ceva care să-ți aducă comunitatea. E și pentru comunitate, ți strânge la un loc, nu? Păi acesta a fost și scopul. În primul rând, noi ca și autoritate administrativ-teritorială trebuie să investim pentru a ajuta privatul să se dezvolte, să prindă aripi, pentru că prin această dezvoltare se creează locuri de muncă, se plătesc taxe și impozite, inclusiv locale, dar e ca o investiție. Prima dată trebuie să investim și după aceea trebuie să culegem. Iar eu cred că a prins, exact cum spuneai, faptul că noi am realizat evenimente și evenimente de ambergură. Și au fost mii de oameni, așa este. Și contează și calitatea evenimentului, modul în care ne organizăm. E, asta a făcut ca cetățenii, ca oltenii și nu numai oltenii, și români din alte zone ale țării să prindă curaj să vină la Peștișani, pentru că au aflat că noi ne organizăm și ceea ce facem, facem, zic eu, bine. Sunteți un exemplu și pentru celălalt și am vorbit și cu primari din alte zone. Uite, era un primar din Olt mai devreme care spunea, domnule, ce-am văzut aici îmi place și poate că se gândește să replice. Cel puțin lucrul ăsta, exemplul lucrului bine făcut, trebuie să fie duplicat și de către alții. Și pentru că în seara asta avem niște nume sonore, ne pregătim cu interes să-i auzim, sunt nume ale muzicii românești, ale tradiției, cei care duc mai departe, uite, cântece vechi, folclor, port popular. Pe cine avem în seara asta și să vedem? Chiar dacă anul ăsta, să zicem, cei care n-au venit și care ne urmăresc, îi facem, cum să spun, atenți și de anul viitor să vină și ei încoace. Fiți convinși că anul acesta organizarea a fost destul de bine făcută, dar nu așa cum mi-aș fi dorit. Și am început foarte târziu. Și din cauza pandemiei, n-am știut când se ridică interdicțiile, după aceea au intervenit evenimentele în familia de după 2 ani și ceva de pandemie în care nu s-au făcut nunți, cununii, toți tinerii care vreau să-și unească destinele în această perioadă, săracii sunt disperați să o facă. Dar am reușit să găsim și nu orice artiști, am găsit artiști de top. Începem cu Olguța Berbec, continuăm cu Gelu Voicu, maestrul Nicolae Furduiancu și ansamblul său,
Niculina Stoican și încheiem cu maestra noastră emerită, Sava Negrean Brudașcu, totul într-un acompaniament deosebit al ansamblului profesionist Doina Gorjului din Târgu Jiu. Și de ce, cu ocazia asta, vorbind despre oamenii ăștia și ce a fost aici, pentru că o să vadă în reportaj, vreau anul viitor să aducem și mai, să aducem și mai mulți. Să punem și noi acolo, AgroTV, un pic, o cărămidă mică la ceea ce înseamnă dezvoltarea acestui festival care, până la urmă, înseamnă România autentică. Asta înseamnă, da, venim noi la realități rurale să vedem peste tot ce se întâmplă. Mergem împreună, vedem și, pe urmă, aproape de finalul evenimentului, tragem o concluzie să vedem cum a fost, da? Sigur. Vă rog, ce aveți aici în mână, din ce esență lemnoasă a fost făcut, la ce servește, de unde ați învățat acest meșteșug? Acesta este un castron făcut din material lemnos, din esența plută. Plută, salce. De la cine am învățat? De la moșii mei dinaintea mea, deci de la părinți, la unchi mai mari. Trebuie să fie lemnul din care le confecționa, să fie uscat, să fie proaspăt tăiat? De obicei să taie toamna târziu, să nu fie în sevă, că atunci materialul e foarte bun. Și pentru mine ca lucrător și pentru om care îl ia. Că asta e, dacă nu e de calitate, omul nu îl ia. Apropo de calitate, la ce trebuie să ne uităm când îl cumpărăm? Să nu fie crăpat sau nu știu, să fie uniform? La ce trebuie să ne uităm să fie bun? Deci omul care, cumpărătorul, să uită prima dată dacă materialul e uscat și dacă prezintă crăpături pe el. Atunci se sfiește și nu le-a. Crapă. Dacă e crăpat, crapă. La ce servește acesta pe care? Păi, acest obiect se poate pune în el mămăligă, da? Tava de cuptor cu carne, cu ce punem noi acolo, putem și o golei aici. Atunci, conținutul din tavă, cum să vă explic dumneavoastră, își păstrează culoarea, nuanța, cu gustul, absolut totul. Deci nu mai negrește, nu mai coclește, mă înțelegeți? Spuneți-mi, dar din momentul în care este o simplă bucată de lemn, până când ajunge să arate așa și noi să îl putem folosi, cât timp voia să-l lucrați? De ce fel de unelte vă folosiți? Sincer să fiu, n-am cronometrat asta, dar mai întâi de toate e pregătirea materialului. Acolo ne ia mult mai mult să-l pregătim pentru a putea fi lucrat. Altfel, cum am spus și mai înainte, îl tăiem din timp și îl punem undeva la păstrare, că nu o să-l putem lucra odată pe tot. Și îl punem undeva la scuteală, cum zicem noi la țară. Deci la umbră, să nu plouă pe el, să nu... Și jos pe pământ. Materialul de esență moale trebuie jos pe pământ. Că el de acolo își trage umezeala lui cât trebuie și nu se întâmplă nimica. Și atunci îl secționăm la dimensiunile care noi îl dorim. Spre exemplu, vreau să fac un castron. Eu secționez lemnul pe măsura aia. Eu am aici în cap. Și dacă nu știi să, cum să spun eu, să discuți cu materialul lemnos, să-l asculți și să-l urmărești, nu poți să faci nimic. Deci nu poți să faci nimic. Întâi îl secționezi și îl crepi așa pe fibra lui, cum făcea odată ai bătrâni, pe ce zvârte, cum ziceau ai bătrâni. Și atunci începe lucru
pentru a fi, să ajungă, să poată ajunge la ceea ce noi ne dorim. Spre exemplu, vrem castron, iasă castron. Vrem o tăviță cum e aia acolo, aici cum avem aici. Nu, asta e o postăviță. Aceasta este o tăviță. Ia uitați. Deci, după ceea ce, cum vrem noi, așa selecționăm materialul. Și atunci ne iasă exact ceea ce vrem noi să iese. Cu ce ați venit astăzi? Că văd că aveți foarte multe, dar spuneți-ne dumneavoastră, ce aveți aici spre vânzare? Păi avem linguri mici, linguri mari, potrivite, paletuțe, palete mai mari, palete și mai mari, coze secure, coz de barde, castroane, farfurii, tăvițe, scaune cu trei picioare, cum se făceau odată, masă rotundă, băncuță. Am fost un pic, avem și două postăvițe aici, uitați, alea acolo. Dar spuneți-mi, vă rog, se cumpără? Există interes pentru ele sau, doamne, doar le admiră? Uneori se vinde foarte bine, alteori mai slăbuți. În ultima perioadă sunt evenimente la care să vă puteți expune și vinde marfa? Da, spre bucuria mea, de vreo 2 ani încoace au început să meargă bine. Bine, zic eu, față de alți ani. Eu zic că e bine. Suntem chemați la expoziții, am fost și în Bulgaria, la Serbia, și la noi în Craiova, Severin. Deci unii ne ducem, unii ne suntem invitați acolo, ne ducem. Secțiile externe ale școlilor populare de artă sunt adevărați vectori pentru tradițiile, comorile din lăzile noastre de zestre. Exact așa se întâmplă și în comuna Arcan din județul Gorj și vrem să vedem mai pe concret și mai pe viu despre ce este vorba. Bună ziua, doamnă! Știu foarte bine că sunteți coordonatorul unui grup de copii de la Școala Populară de Artă. Dați-ne detalii despre activitate, despre ce faceți dumneavoastră și de cât de interesați sunt copiii. Mă numesc Liliana Arapu, am 54 de ani, sunt din satul Stroiești, comuna Arcani. Sunt instructor la Școala Populară de Artă Constantin Brâncuș, Târgu Jiu, de 8 ani. Am o secție externă la Arcani, în satul Stroiești. Am cumpărat un spațiu unde am 4 războaie, am 28 de elevi care vin cu drag. Ce învățați dumneavoastră acolo? Că a spus că aveți 4 războaie. Da. Nu toată lumea este foarte familiarizată cu un război. Da. Am și care coase semne de carte, și am și care țasă. Învăț de când aduc lâna de la oaie, o spălăm, o scărmănăm, mergem cu ea la dărac, o facem caier, după aia o toarcem, o facem jurebi, o vopsim cu plante și după aia o adunăm de o adunăm ghem și o țesem la război. Țesem covoare, preșuri din trențe. Cum trebuie să arate un război ca să fie funcțional și să scoată asemenea opere de artă? Din ce format? Războiul este format din două suluri, deci chenarul. Două suluri, sulul din față pe care este urzala, sulul din spate pe care se strânge natra. O brâglă în care este o spată prin care e băgată urzeala, două ițe care sunt dirijate de niște pedale sau iepe, iar aici o gâscă și un gâscan care are rolul să strângă natra, deci să strângă velința pe sul. De unde iese modelul pe care îl vedem dincolo de culori? Îl creăm noi. Ce model vrem? La noi, tradițional, în zona Arcaniului, e această roată care reprezintă dinții de lup de pe stâlpurile casei când se sculpta, când erau casele vechi. Știți că are o formă, stâlpul casei. Aia se numesc dinți de lup. Și aia îi facem și noi. Și vedeți și acolo.
Vă rog să-mi spuneți cum vă numiți și ce ați adus dumneavoastră astăzi la acest eveniment. Eu mă numesc Guță Nicolae, sunt din comuna Bălănești, Gorj, și am venit cu niște obiecte artizanale, să zic așa, ce reprezintă arta populară românească. Cum se obțin? Se obțin prin prelucrarea lemnului, în primul rând, aducerea în fază finală și după aceea diferite motive populare, crestături în lemn, le aplicăm pe ele. Și acele modele populare, de unde le luați? Vă inspirați de undeva, le aduceți? Inspirate chiar de pe ei, chiar de pe scoarțe țărănești și sunt obiectele casnice care le foloseau țăranii noștri din cele mai vechi timpuri. Bâte de ciobănie, cuiere, cum sunt astea, de perete, furci de tors. Asta era o furcă de tors. O făcea pe timpuri băieții cadou la fete înainte de samărita. Adică era un fel de ceea ce te așteaptă după ce te... așteaptă cu tors în urmă. Dar numai ei, niște băieți mai înstăriți, așa că nu-și permitea oricine să comande o furcă din asta, care se duce la minim 100-150 de euro. Dar ce vreau să vă întreb, văd că sunt de culori diferite. Le colorați dumneavoastră sau vin așa din cauza esenței lemnoase? Asta e esența naturală a lui, a lemnului, lemn de tei. Necolorată, nebăițuită, nenimic. Asta la fel. Astea sunt băițuite și lăcuite, unele. Icoanele astea scrijelite de vatră sunt băițuite întâi și după aceea dat patinate cu puțin lac. Cam care e durata de viață a unei astfel de obiect? Păi depinde în ce condiții o păstrează clientul, proprietarul. Dacă o păstrează în condiții bune, de exemplu o icoană de vatră de asta care o făceau bătrânii pe timpul, o ținea la vatra focului, știți? Și s-a afuma acolo și stătea zeci de ani până o prelua chiar nepoții, poate o avea la vatra focului. Știți? Am înțeles. Noi vă mulțumim că păstrați aceste valori și le păstrați, le promovați astfel încât ele să nu se piardă și să fie aduse când și când în atenția noastră. Ca hobby. Ca hobby mai mult. Că de transmis sunt mai puțin care le preia, știți? Sunt mai puțin. Dansul ritmic al roții olarului invită într-o amețitoare horă bulgărele de lut, din care vor prinde după aceea conturi, farfurioare, castroane sau alte obiecte pe care cu toții le folosim în bucătării. Povestiți-mi istoria pe care o aduce cu el acești bulgăre de lut. De unde îl aduceți, cum îl prelucrați, după aceea ce faceți dumneavoastră? Da. Acest bulgăr de lut se folosește de a face obiecte pentru țărani, pentru noi la țară, castroane, farfurii, urcioare, cane, bază de flori și diferite obiecte pentru uscaznic. Să ia pământul de la 10-12 metri adâncime, așa, după aia să duce acasă, să pune pe un fund mare, să toacă, să prelucrează, să face exact ca cum e plastilina. Și după se prelucrează ce înseamnă? Se prelucrează manual. E bolovan tare ca coturi de săpun. Și după aia se toacă cu o săpiță, se pune apă pe el, se dospește, se moaie, îl facem o turtă mare și îl tăiem ca să alegem toate impuritățile din ele. Cărbune, lemn, nisip, nu trebuie să aibă nimic. Să fie o plastilină curată și fină. După aia se face bulgări, se pune cocoloș pe roată și se fac obiectele. Dar ia să ne spuneți cum se fac obiectele, că l-am pus pe roată, dar n-a ieșit nimic. Acum imediat facem o farfurioară, că avem din ăștia care iasă mai frumoasă, mai dichisite, așa să vadă lumea. Da. Lucrez de la 11 ani. Am învățat meseria de la tatăl meu. De la 11 ani am învățat meseria. El nu vrea să mă lase să lucrez oale, zicea că mă duce la București pe timpul ăsta. Sunt născut în 1942 și atunci aveam un vecin la București care el era acolo șeful căilor ferate. Și tată, nu te învăț, că e meserie grea. E grea și e mult de muncă până aduci să faci o oală la vânzare. Și el pleca cu oale prin sate și eu mă runceam la pământ până m-am învățat singur. Am elev la școală, sunt angajat o școlii populare de artă, am elev la școală la noi la Cornești și îmi place meseria, aș lucra până aș muri. Dacă aș putea, să lucrez până la
Deci, realitatea... Care este secretul pe care îl transmiteți noastră copiilor, dincolo că trebuie să le placă, ce trebuie să știe, ce trebuie să țină cont? Oricum, copiii care îi învăț eu, care i-am la școală, întotdeauna i-am învățat să aibă grijă de mână, prima dată mâna. Dacă mâna, creierul și piciorul e tot una, se poate să centreze și să facă o oală. Dacă nu sunt așa, pun mâna pe cocolă și n-au nicio... Așa nu pot să facă nimic. Final de eveniment aici la Peștișani, România Autentică. Din nou cu Cosmin, pentru că tragem concluzie pe ultimele acorduri ale formației. Cosmin, până la urmă, România asta autentică de aici a plăcut oamenilor? Eu sunt convins că le-a plăcut. Acordurile muzicii oltenești le auziți acum, muzica gorjenească, autentică, nu are cum să nu le placă, mai ales că majoritatea sunt oltenicii prezenți aici. Trăgând linie și făcând, eu știu, așa, o balanță, lucruri mai mult bune decât rele, pentru că spuneai un pic mai devreme în materialul pe care l-am văzut, în interviul pe care l-am făcut, că sunt lucruri pe care vrei să le îmbunătățești. Da, dar la ceea ce ne-am propus și la ce ne-am organizat pentru anul acesta, consider că evenimentul a ieșit foarte bine și mă bucur pentru treaba asta. Asta nu că o spun eu, mi-o spun toți participanții, ne felicită, ne mulțumesc că au putut să participe la un asemenea festival. Și pentru că tot vorbim de evenimente aici la Peștișani, până la anul, până la ediția următoare a României Autentice, ai și alte evenimente, presupun. Să invităm pe oameni aici, la Peștișani, la Hobița, la Brâncuși și acasă. Bineînțeles, mai avem de Sfântă Maria Mică, eveniment, serile la Brădiceni și la prima duminică din luna octombrie, Festivalul Piftiei și Sarmalei. Vă așteptăm să ne înfruptăm din bunătățile autohtone. Da, piftie, sarmale, lucruri tradiționale, mâncare bună. Îi mulțumim lui Cosmin, îi mulțumim autorității locale, primăriei, celor de la Consiliul Județean care au pus și umărul, celor care au venit aici și sunt sigur că anul viitor și datorită nouă, spuneam un pic acolo, vor fi și mai mulți. Asta încercăm și noi, să vedem lucruri din realități rurale și o România autentică. Mulțumim, Cosmin, în numele AgroTV îți mulțumim. Și noi mulțumim, AgroTV. Locul